Un medic renumit din Timișoara a fost prins în flagrant când lua mită de la un pacient. Vorbim despre cel care conduce secția de chirurgie cardiacă de aproape 20 de ani. 6 ore au durat perchezițiile la Institutul de boli cardiovasculare din oraș. Medicul a fost dus la audieri care nu s-au încheiat încă. Marian Gașpar este unul dintre cei mai renumiți medici chirurgi din Timișoara. Este șeful secției de chirurgie cardiovasculară din 2003, iar din primăvara acestui an coordonează și secția de chirurgie cardiacă pediatrică. Azi dimineață însă a fost vizitat de ofițerii DGA de și de procurorii de la parchetul de pe lângă tribunalul Timiș.